Da, m-a prins noaptea în mașină. N-am reușit astăzi, au fost oameni la proteste, să știți. N-am reușit să filmez pentru că astăzi am fost ocupat cu ceva foarte important. Ați văzut cu siguranță întâlnirea de la ora 2 de la piața universității, în care vocile importante ale protestului rezist, cei care au dorit să se implice în organizarea protestului din 20 ianuarie, s-au întâlnit. Și foarte multe ore am stat de lucru, m-am ocupat cu treaba asta. Sunt niște lucruri foarte interesante pe care le-am stabilit acolo. Am convenit cu ceilalți participanți la discuție ca să ieșim cu ele public în momentul în care va veni forma finală a acelor lucruri. S-a discutat modul cum anunțăm oamenii, inclusiv prin distribuire de pliante. Vor fi niște mesaje online și am să vă rog și pe dumneavoastră, când vedeți acele mesaje, o să vă anunț să le luați și să le redistribuiți. Este foarte, foarte important să afle cât mai multă lume despre protestul din 20 ianuarie. Este vital să se întâmple acest lucru. Și la această discuție, la care am fost câteva zeci de persoane, foarte multe voci cunoscute ale protestului rezist și voci persoane fizice protestatari și reprezentanți ai unor diverse comunități care organizează protestele. Printre acele persoane a venit și o doamnă din America, foarte, foarte simpatică. Mi-a adus aminte într-un fel de mama mea, care nu mai este printre noi, care este foarte implicată. Și m-am întâlnit și cu alți oameni din America, au venit și ei la București, am discutat cu ei. Oamenii din diaspora sunt foarte implicați, văd mult mai bine lucrurile decât mulți dintre cei din România și înțeleg mult mai bine cât de grav este ceea ce se întâmplă. Explicabil, pentru că sunt în democrații consolidate și altfel au pulsul lucrurilor și informațiilor, văd curat informația. Doamna a fost plecată mai demult, a fost profesoară, mi-a povestit că a fost profesoară de limba engleză într-un ghetou din Statele Unite. Mi-a explicat că și acolo viața este foarte grea, mai ales în aceste zone foarte sărace. Și mă întreba totuși, cum a fost posibil să ajungă România aici? Cum a fost posibil să ajungă România aici în situația asta în care suntem? Vedeți cât de mulți oameni au furat atât de mult, au averi atât de mari și scapă. Au ajuns în Parlament, îți dau legi, scapă cu averile. Inclusiv discuția asta de neconceput, și aici vroiam să ajung pentru cineva din Occident și cei care vă uitați la mine din America, știți, este IRS-ul din Germania, este fiscul german din toate țările occidentale. Știți că nu poate cineva să-și facă o vilă, să-și facă o mașină, să-și facă ceva ilegal, nici nu trebuie să fie prins că a luat șpagă. Că vine fiscul și îl întreabă, domne, ai proprietăți de 1 milion de euro, de unde le ai? Și chiar dacă le-a trecut pe numele altcuiva, verișoara, bunica, mătușa Tamara, o întreabă pe mătușa Tamara. Mătușa Tamara, ma tale n-ai venituri, de unde ai 1 milion de euro? Și i-am explicat acestei doamne și a fost încântată de explicația mea și de asta am vrut să înregistrez și să vă spun și vouă, chiar dacă o fac din mașină, în drum spre casă, pentru că multă lume se întreabă, domnule, dar totuși cum e posibil? Și într-adevăr te gândești logic, domnule, cum e posibil noi care avem venituri declarate la fisc, te duci, declar la fisc și dacă cumva întârzi și n-ai plătit sau fiscul consideră că trebuie să-i dai ceva, te execută, silin, nu discută. Și un politician de ăsta corupt are averi de milioane și milioane și milioane de euro și nimeni nu-l întreabă. Cum a fost posibil să fure atât de mult? Este foarte simplu, oameni buni. La căderea comunismului, mă rog, impropriu spus căderea comunismului, căderea lui Nicolae Ceaușescu, cum a căzut Ceaușescu? Niște oameni au decis că trebuie să cadă din afară, Moscova a decis că Iliescu trebuie să se ocupe de problema asta, l-a trimis pe Uica Iliescu, pe Vladimir Ilici Ion Iliescu, să-l dea jos pe Ceaușescu, împreună cu o întreagă armată de oameni de la Moscova care să aducă România sub controlul Moscovei, pentru că Ceaușescu făcuse oarecare curățenie și îndepărtase oameni ai Moscovei, KGB și așa mai departe, din armată, din servicii, s-a îndepărtat el de Moscova și România trebuia readusă înapoi pe axa Moscovei.
Iliescu, sigur, el ca un politruc ce este el, el a crezut în nobilele idealuri ale comunismului, socialismului și s-a gândit el împreună cu alții, probabil că au mai fi fost câțiva comuniști din ăștia convinși până în măduva oaselor, până în prăsilă, da, de comunism și de faptul că chipurile comunismul va supraviețui. Toareșul Iliescu a zis, domne, lasă că ne prefacem noi, că băgăm democrație, nu știu ce, și o să vină socialismul și o să fie din nou bine. De fapt, el a și spus la TVR în prima intervenție că nobilele idealuri ale socialismului le-a întinat cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu, da? Am intrat pe un drum lateral, aprind lumina din plafonieră, nu deranjează cu nimic traficul, nu fiți speriați, e totul în regulă. Și s-a gândit toarășul Iliescu, domne, menținem comunismul. Problema e că sub el, alături de el, au venit o grămadă de șmecheri, tot ce a avut mai rău securitatea, tot ce a avut mai rău Partidul Comunist, oameni imorali, hoți, puși pe căpătuială, a căror singură problemă probabil a fost că nu erau suficient de bogați și de potenți că îi mai strângea de gât Ceaușescu și care și-au dat seama, domne, vine capitalismul. Și dacă vine capitalismul, toate bunurile astea din țară, fabrici, uzine, terenuri, tot ce vreți dumneavoastră, păduri și așa mai departe, vor trebui să treacă în proprietatea cuiva. Păi de ce să retrocedăm noi, domne, la aia ale cui au fost aceste bunuri, da? De ce să retrocedăm? De ce să fim fraieri să retrocedăm, nu? Hai să facem cumva să ne împroprietărim noi cu ele. Înțelegeți? Asta s-au gândit ei să facă. Și pe cale de consecință, după 90, începând până când noi am intrat în Uniunea Europeană și NATO, oamenii ăștia s-au ocupat, printre altele, să fure, dar în același timp să legifereze astfel încât să poată să fure și să nu fie controlați, întrebați vreodată de sănătate, înțelegeți? De aia nu s-a făcut o lege de control a averilor, pentru că în mod normal se făcea, pur și simplu pentru că politicienii furau foarte mult și nu vreau să-i întrebe vreodată cineva de unde au bunurile, de unde au averea, pentru că n-ar fi putut să răspundă, ar fi fost trași la răspundere pentru că nu le aveau din mijloace legale, le aveau pentru că au furat de la stat, înțelegeți? Și și-au făcut legile, de asta nu există controlul averii, de asta nu se întâmplă ceva ce oamenii din Occident nu pot să înțeleagă, are Dragnea vile și proprietăți și palate. Ok, le are pe numele lui fiu sau al lui nevastă sau, dar nu merge la fiscul aia să-i întrebe, bă, voi de unde aveți toate lucrurile astea? Hai, n-ați avut venituri declarate, la revedere, se confiscă. Înțelegeți? Tot din acest motiv, ei au legiferat și în sensul de a controla justiția, de a controla procurorii și așa mai departe. Când am intrat în Uniunea Europeană, ne-a obligat să schimbăm mecanismele, mecanisme care au dus la prinderea lor. Și asta acum ei desfac. Și ei știu foarte bine care sunt acele mecanisme. Și asta acum distrug ei prin legile pe care le-au promovat, dintre care trei dintre legi sunt legi deja trecute, sunt probabil undeva la Curtea Constituțională, am înțeles din ce zicea președintele Iohannis, și urmează să vină la Klaus Iohannis. Deci practic, protestul din 20 ianuarie va fi foarte important pentru că acum suntem pe ultima 100 de metri. Deci dacă îi oprim acum, îi oprim. Și președintele Klaus Iohannis a zis foarte bine la Consiliul Superior al Magistraturii că atunci când a fost coordonanța 13, oamenii s-au strâns și i-au oprit. Deci am putea teoretic să-i oprim și acum, dacă ne strângem suficient de mulți. Dacă nu ne strângem suficient de mulți, ei își vor face mendrele și nu se vor opri aici, să știți, asta este problema. Ei vor merge mai departe și ne vor lua libertatea de exprimare, ne vor lua dreptul la asociere, ne vor interzice rețelele sociale ca în Turcia. Deci ne vom duce către o dictatură a hoților și corupților, foști securiști și activiști de partid. Gândiți-vă bine la treaba asta, gândiți-vă dacă asta vreți pentru viitorul vostru și al țării și dacă nu vreți asta, oameni buni, mobilizați-vă. Veniți în 20 ianuarie în stradă în număr cât mai mare. Pentru că altfel nu putem să-i oprim, indiferent ce planuri are președintele Klaus Iohannis, fără susținere populară, acești derbedei nu vor putea să fie opriți. Deci depinde de noi, de fiecare dintre noi. Dacă ne mobilizăm în 20 ianuarie, veniți în stradă în număr cât mai mare.